Bună ziua! Bună ziua! Care este trendul dezvoltării de clădiri de birouri în București? Trendul de dezvoltare de clădiri în București urmează o normalitate, aș putea spune. După o perioadă în care s-au dezvoltat destul de anapoda, destul de fără structură și fără o idee foarte clară, coerentă, atât în materie de organizare, de localizare și de calitate, după perioada de criză, lucrurile s-au normalizat, au rămas un număr de jucători care știu ce vor, au o strategie foarte clară și, practic, ele urmează unei cereri organice de piață, se grupează în jurul zonelor de infrastructură evidente și unor nuclee de atractivitate, în general pe polii de interes nord, zona Barbu Băcărescu, Promenada, probabil că se va dezbloca și zona Toscana, zona de Pipera, Dimitri Voimătul, care și zona de infrastructură se va rezolva și pe zona de vest, în care sunt AFI și toată zona de... Credeți că se va reveni la o piață a proprietarilor sau vom rămâne la cea a chiriașilor? Mi-aș dori să cred lucrul ăsta, dar cred că realist este că pe următorii, cel puțin pe următorii 3 ani de zile, va rămâne în continuare o piață a chiriașilor, în sensul că va fi un stoc suplimentar, în principal cererea cu care se evidențiază piața la actuală este în general o cerere de creștere organică și de relocalizare din clădiri vechi, care se vor moderniza cu siguranță, tot mare va mai crește și acest stoc. Pe scurt, va rămâne o piață a chiriașilor încă cel puțin 3 ani de zile. Clădirile cu certificate verzi se confruntă și cu preconcepții ale chiriașilor. Cum gestionați aceste situații? Nu neapărat preconcepții, cât o neîncredere în ceea ce se reflectă această certificare verde în eficiența de utilizare a clădirilor. Uneori e justificată, în sensul că sunt multe clădiri care se afirmă că sunt verzi, dar n-au nimic special în ceea ce reprezintă ele, poate o grădină, poate un perete verde, poate numele e verde. În principal, în încrederea principală rezultă în faptul că nu e un evident beneficiu în fața chiriașului în momentul în care au certificarea. A devenit un lucru care e normal. Vremea clădirilor care sunt de tip mijlociu, de tip nediferențiat a trecut, dar în același timp clădirile verzi nu se diferențiază într-un mod special. Mulțumim! Mulțumesc și eu!